Bună ziua, este ora 2. Mi-am pregătit prânzul, Filip doarme și în dimineața aceasta am mâncat 3 caize la micul dejun. M-am trezit așa fără foame și am zis că mănânc doar acele caise. Iar acum la prânz mi-am făcut 2 ouă, am aici brânză, un avocado și o felie de pâine neagră cu semințe, iar brânza este aceasta, e foarte bună, din la Prezident. Și acesta va fi prânzul. Este puțin cam foame deja, dar l-am pus pe Filip să doarmă și am zis că numai bine o să mănânc după ce el își face somnul de prânz. Vreau să spun că de când mi-au venit aceste ceșcuțe de piținței, eu n-am mai băut nimic într-o altă cană, doar pe astea le-am folosit. Flavia, tu mi-ai scris de aceste ceșcuțe și de suporturile acelea pentru tort. Să știi că o să te anunț dacă se murdăresc. Îmi imaginez, știu că erau acum mulți ani vase dintre acestea. Aveam platouri, nu știu, știu că erau foarte multe în genul acesta și într-adevăr se murdăreau pe aici, prin zonele astea și se curățau foarte greu, doar că eu le bag în mașina de spălat. N-aș putea să-ți spun, Flavia, dacă se curăță ușor sau nu, pentru că eu le spăl în mașina de spălat. Îmi imaginez, știu, îmi aduc aminte că erau îngălbenite așa și făcute cumva pe aici printre aceste detalii, dar eu cum le bag la mașina de spălat, probabil că nu o să aflu niciodată asta. O să-mi fac o cafea, Filip încă-mi doarme, am ațipit și eu puțin lângă el în pat. Și vreau să mă duc să fac un duș după și ne auzim puțin că vreau să plec până în oraș. Mai târziu, Filip o să meargă la bunici, eu curare și tragem o fugă în oraș. Dar ne auzim imediat, mai întâi să-mi fac o cafea. Gustare, super bună, dulce. Și aici am lalele pe care le-am primit de la soțul meu acum vreo câteva zile. Frunzele sunt foarte galbene, dar lalelele se țin bine. Da, frunzele s-au îngălbenit foarte tare, însă le mai țin aici la bucătărie la mine. Abia aștept să vină primăvara. No, ne auzim imediat, fetelor. Mă duc să fac duș și după duș stăm puțin să vedem, stăm puțin la povești. Ne pregătim să plecăm. Am mâncat, a venit și Rareș în casă, ne-am îmbrăcat. Ne-am echipat, eu mi-am luat o bluziță pe mine și pe dedesubt am un maieuț, așa. Mergem în vizită la sora mea și vreau să merg până la Carrefour, să ajung într-un Carrefour sau într-un Pepco, într-un magazin, să-i cumpăr ceva. Vă spun ea, vă povestește ea ce și cum, dar noi mergem în vizită la ei și vreau să-l iau ceva, că nu vreau să mă duc cu mâna goală. Și atât, Filip a plecat la Bica și ne vedem mai târziu. Am zis că am timp să vorbesc cu voi, dar n-am, că deja suntem în întârziere. Am venit la Andreea în seara asta și s-a dus Florin și a cumpărat pizza de la gondola, așa că o să mâncăm pizza. Aici o luat și două sosuri și ceva ripiena, care este cu șuncă și cașcaval. Noi nu o să mâncăm pentru că e cu șuncă de porc, dar asta e cu pui. Am luat și pizza pentru toată lumea și avem aici ripiena. N-am apucat să vă mai filmez, dar le-am luat așa un set de pahare, de 6 pahare și mai multe chestii, dar o să vi le arate Andreea în vlogul ei, că eu nu le-am mai filmat. Să aici ai una bucată divă. Nu mai poate de bine. Mia! Ce-ți miroase a mâncare? Ce-ți miroase a mâncare? Ne facem cafea după ce am mâncat. E cât e ceasul? 7? Da, 7. 7. Ne facem cafea. Asta, așa bea Florin cafeaua. Cam așa ceva. Nu se mânca de ceașca. Nici măcar e plină. Da, ia, asta-i tot. Cafisimo.
seamănă cu Otto, deci e bucuit, efectiv geamăna lui Otto, dar că Otto are ochișorul acela. Ai zis că e ruptă. Ce e acolo? Nu ai căutat acolo în sertarul ăla, n-ai fost în sertarul ăla, așa-i? Ia. Plante, semințe de flori. Scrob de ouă, omletă de ouă. Dar nu faci bine. Florin, fii atent acolo. Omletă cu porție. Omletă cu pizza. Omletă cu șuncă. Cu brânză. Omletă cu brânză. Omletă de brânză. Cu cașcaval. Cu cașcaval. Bravo! 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 Ok, canestre. Hai mai fă o dată cum ai făcut prima dată. Pompier? Nu! Apă, furtun. Am ajuns acasă de la Andreea, este 9 și un sfert, n-am mai stat foarte mult, pentru că mâine Filip începe grădinița, da. Sper să ne revenim ușor la programul de grădiniță. Vreau să vă zic că toată săptămâna m-am trezit pe la ora 9 și înainte să intre Filip în vacanță, ne trezeam doar la 6, deci o să fie o adaptare și pentru Filip și pentru noi. La mine se apropie perioada mea de menstruație și uitați câte coșuri am. V-am mai spus eu că pentru mine în perioada aceasta umplu toate tricoșuri în zona aceasta, dar am și pe piept. A venit acasă toată zgriată de la pisica Andrei, pe care dacă o provoci un pic, imediat se activează. Vreau să vă spun că sora mea mi-a dat voie să spun, pentru că o să anunț ea mâine, că s-au mutat în altă parte și am mers pentru prima dată acum la ei de când s-au mutat. Și nu era dreptul meu să vă dau această veste, o să vedea ea mâine, o să o aflați de la ea mai întâi. Doar că mi-a spus că pot să menționez și eu pe canalul meu că s-au mutat și de asta am fost la ei și de asta m-am dus ca să cumpăr câte ceva. N-am luat chestii foarte multe pentru că a fost și ziua ei de naștere, a fost și Crăciunul și tot le-am luat așa ce știam că au nevoie pentru casă și acum nu prea mai avem așa multe variante. Le-am luat un set de pahare, câteva ustensile de bucătărie, un set de două ceșcuțe cu farfuriuțe, cum știu eu că folosesc ei. Și ce am mai luat? Două boluri. Mi-am luat și eu două la fel. Două cumva crăticioare micuțe din ceramică. Pentru că ei fac ceva cu ovăz. Și știu că fac așa dintre cele micuțe. Mi-am luat și două pentru noi. Și acum am ajuns acasă. Rare s-a dus să le-a pe Filip de la Bica, că nu l-am luat cu noi. Și m-a dus să-i fac băiță, să ne pregătim pentru mâine, să pregătim hăinuțele și toate cele. Și am zis să vorbesc puțin cu voi acum până vine Filip, pentru că el nu știe că am fost la sora mea, că ar fi vrut și el să meargă, cel mai probabil. Dar am vrut să mergem doar noi ca să ne putem juca liniștiți și să fim acolo. Ne-am jucat activități, a fost foarte fain. Pe mine de aseară m-a luat iarăși tusea. Eu sunt pe antibiotic, foarte multe zile la rând n-am mai tușit deloc și acum de aseară iarăși am început să tușesc. Yes. Bună dimineața! Cum v-am spus eu vouă că nu m-am mai trezit de mult dimineața așa de vreme, 7:20. Când m-am trezit acum dimineață, am și uitat cât de frumos este când răsare soarele. Super frumos, superb. M-am trezit, mă duc să pregătesc pachetelul lui Filip și ușor să-l trezesc și pe el, pentru că trebuie să meargă la grădiniță. Pachetelul, i-am făcut sandwich, cremă de brânză, șuncă, cașcaval, i-am pus pomelo, ardei, castravete și un biscuite. Nici nu vreau să mă gândesc cu ce începe el, bineînțeles că probabil începe cu biscuitele. Și mă duc acum să-i pun sticluța cu apă și un pachet de șervețele în ghiozdănel, că mi-aduc aminte că ultima dată nu mai avea. Între timp vreau să vă spun că nu s-a trezit, nici nu vreau să-l forțez pentru că are o lună de când nu s-a mai trezit așa dimineață pentru grădiniță. Și chiar dacă o să ajungă poate la 8:30 azi la grădiniță, nu e nicio problemă. Important este ca ușor să ne intrăm în
în programul acesta cu grădinița. Cam așa arată pachetelul de astăzi. Nu mi-aduc aminte când am făcut ultima dată clătite. În seara aceasta le-am promis băieților mei că o să fac câteva. N-am făcut multe. Astea sunt toate, cred că, nu știu, una, două, trei, patru, cinci, nu știu, maxim, am maxim 10 clătite aici, mai am una în tigaie și am așa, dulceață de căpșuni, făcută de mine, dulceață de piersici, asta e de vreo 2 ani, cred, nu mai știu dacă aceasta cu căpșuni, cred că e tot de vreo 2 ani, l-am trimis pe Rareș să-mi aducă dulceață de fragi și asta mi-o adus. Și am aici un borcanel cu dulceață de smochine. Este borcanul acela cu dulceață de smochine pe care l-am primit de la Alina din Italia. Draga mea, Alina, nu am apucat să testez gemul tău, dulceața ta de smochine, dar o să o fac în seara aceasta pentru că vreau și eu să mănânc o clătită și o să mănânc așa cu gem de smochine. Și cu asta ne răsfățăm noi. Mai avem și Nutella, dar nu vreau să mâncăm cu Nutella, am zis să mâncăm doar cu dulceață. Tocmai ce am ieșit din duș și am primit această mască, cred că de la Milana, nu mai știu, îmi cer scuze dacă confund. Știu că am primit-o de la cineva, dar nu mai țin minte de la cine. Am foarte multe măști dintre acestea de față și am pielea foarte uscată și am nevoie de un pic de hidratare. Și pe aceasta o aveam la îndemână. Am ieșit din duș, mi-am curățat foarte bine tenul și am să folosesc această mască. O am și pe Luna aici cu mine care doarme. Este 10 și jumătate și Filip doarme deja și el, l-a pus Rareș la somn. Iar eu mă relaxez puțin cu o mască de față, cu o baie, de fapt cu un duș. Mi-ar fi plăcut să fac o baie fierbinte, dar după cum știți, noi încă nu avem o cadă la parter, o să avem cândva la etaj. Dar mi-ar fi plăcut tare mult să fac o baie fierbinte. Gata, nu mai lungesc vorba, am desfăcut-o și mi-am dat seama că... am zis că filmez să vi-o arăt, dar n-am apucat. Cam așa. Aici este masca. Neața bună! Este a doua zi față de imaginile pe care le-ați văzut cu pachetelul lui Filip, cu răsăritul, cu toate cele. Pentru că n-am mai filmat nimic ieri. S-a întâmplat ceva foarte, foarte grav. Foarte, foarte grav. Nu în familia mea, mulțumesc Domnului. Nu pot să dau detalii. Nu am cum să dau detalii, dar s-a întâmplat ceva foarte grav care m-a marcat foarte tare și nici măcar n-am putut să dorm astă noapte, am stat numai cu gândul în acea direcție, mă rog. Și de asta n-am mai filmat nimic, aici voiam să ajung, că n-am mai avut nicio stare de filmat, m-am simțit foarte rău, am fost super dat așa la pământ. Da, nu vine să cred că în ziua de astăzi se mai întâmplă nenorociri la modul... Da, nu pot să dau detalii, deci oricât aș vrea nu aș putea să povestesc despre asta, că nu am cum. Dar da, nu veniți să cred în ce zile trăim, cam asta, cam mai dur o să ajung și vreau să punctez doar că nu vine să cred că ne căsătorim din iubire și ajungem să facem lucruri foarte grave atunci când nu mai există iubire între noi. Și v-am zis, nu e vorba de mine, de familia mea, s-a întâmplat ceva cu o cunoștință, ca să spun așa. Dar nu pot să dau detalii, s-a întâmplat ceva foarte grav, cel mai grav lucru care se poate întâmpla cu cineva. Și m-a marcat foarte tare, da, inclusiv astăzi m-am trezit așa cu această stare, dar încerc să trec cumva peste și să merg mai departe. Am venit în oraș, Rareș s-a dus întrebi la poștă, v-am mai zis eu acum ceva timp, trebuie să trimitem un pachet în America și o mers să întrebi niște chestii. Iar eu îl aștept în mașină, Filip este la grădiniță. Am fost și am făcut câteva cumpărături la Lidl și apoi cred că plecăm acasă, nu știu dacă mai facem altceva. Aș mai avea de rezolvat lucruri prin oraș, dar v-am zis deja că nu am o stare așa foarte... În stare de șoc. Asta e cea mai simplă chestie pe care vă pot spune. Sunt în stare de șoc. Thank you.
venim să bem o cafea, pentru că încă mai suntem în ora și este 10:20. Mai durează cam o oră când plecăm după Filip. Și nu ne-am luat niciunul cafea. Am luat ciocolată caldă. Eu mi-am luat albă. Și Rareșul la neagră, doar că, na, am luat-o eu pe asta, că e mai frumoasă. Și apoi o să mergem după Filip, am venit la Tucano, care este la Shopping City, foarte faină locația. Îmi place foarte, foarte mult și am venit de mai multe ori aici. Așa că bem ciocolata caldă și apoi mergem spre grădiniță să luăm pe Filip. Bună ziua! Punem scaun. Cine filmează cumpărăturile? Filip. Hai să punem aici un scaun. Știi că vă place de mine? Știe Filip că vă place de el. Bun, vreau să fac așa o mică mențiune. Am ajuns acasă din oraș. Am avut mai multe treburi de rezolvat. Am făcut și câteva cumpărături. Vi le arată Filip. Vreau să spun că m-am tuns. Ia, de ce tu din asta? M-am tuns singură, că tot zic din noiembrie, că mă duc să mă tund și tot nu m-am dus. Și ia, seara când am făcut duș, mi-am spălat părul, am zis că îmi tai singură. Și mi-am tăiat practic vârfurile, mie îmi crește foarte repede părul. Uite cum l-a tăiat, de aici. Da, dar îmi place cum e. E mult mai ușor de întreținut așa o lungime. Din tracea asta, să știți că nu am tăiat foarte mult. Să știți că nu am tăiat foarte mult. Am tăiat, cred că cam așa, vârfurile, cât l-am îndreptat puțin, cât de bine am putut eu. Și da, după cum spuneam, îmi crește extrem de repede părul. Nu fac griji de niciun fel. Eu nu am nicio problemă cu părul. Știu că multe dintre voi m-ați întrebat ce șampon folosesc, ce balsam, ce tratamente, ce fac. Nu fac nimic. Părul meu este super sănătos așa de felul lui, crește repede, bogat. Măcar pe partea asta sunt și eu binecuvântată, ca să zic așa. Hai să vă arătăm cumpărăturile, mă duc după aia să-l schimb pe Filip, că abia ce am venit la grădiniță și nu l-am mai schimbat. Am zis că după aia îl schimb să se poată și el relaxa. Sunt foarte cu minte la grădiniță. Da, au fost cu minte la grădiniță, au spus că îi place, nu? Mi-era dor de copii. O avut o vacanță cam lungă, Filip, pentru că pe lângă vacanța pe care au avut-o toți copiii, el a mai stat o săptămână din cauza răcerii acasă. Bun, hai! Bună ziua! Filip, arată cumpărături! Bun, hai, prezintă cumpărăturile. Este foarte bun, îmi place el. Dar ce e acolo? Călciș, la manfețele, poate cu Peppa Pig. Șervețele pentru grădiniță. Vrei să desfacem să vedem cum sunt? Da. La Lidl le-au băgat astăzi 13 lei, 18 pachete de șervețele dintre acestea nazale, cu Peppa Pig. Ia să vedem cum sunt. Uite, hai să desfacem să vedem dacă sunt, nu, sunt simple. Am primit de la Alina, o fată de aici de pe YouTube, un pachetel cu ce erau? Nu erau cu Peppa Pig, cu ce erau celelalte șervețele pe care le-ai primit tu? Cu oalele. Cu nu mai știu cu ce erau, dar aveau și pe șervețele inclusiv un print. Astea sunt simple. Deci 18 pachete de șervețele, dintre acestea pentru copil aș depus în pachetelul la grădi și nu doar pentru copii, că doar nu folosesc doar ei șervețele. Dar, nu, uite, așa faci cu șervețelul, uite, îl ții așa, îl împăturești, cu amândouă mânuțele, pui așa la năsuc și sufli, uite așa. Ai, ai, ștergi năsucul frumos, după asta faci așa și gata. Îl arunci la? Gunoi. La gunoi, bun. Mai departe, hai să vedem. Ori pentru bucătărie și pentru... Nu, doar pentru bucătărie. Am luat așa, sunt gratis, le-am luat gratis la Lidl, am avut un cupon, doar că nu știu ce sunt făcute aici, n-am idei. N-am văzut până acum. Este lapte, pentru mă, să bem să fac și celălalt, să fac că m-am pe celălalt pentru mine. Lapte cu celălalt. Bun. Încă lapte. Încă lapte. Încă o cutie cu lapte. Încă o cutie cu lapte. Bun. Roșii. Sunt câteva roșii pentru salată. Bun, mai departe. Sinite pentru tatea mea. Pentru tatea tău? Da.
Aici am, o să vă spun eu, că Filip nu știe, este un orez, budinc de orez, bogat în proteine, cu ciocolată și banane. E prima dată când mănânc așa ceva. Mai departe avem chifle. Chifle. Să facem sandwich. Sandwich-uri să facem. Bun. Pune-le pe mașă, da? Zahăr brun! Avem două pungi cu zahăr brun. Una este un cupon, iar cealaltă am cumpărat-o eu înainte să văd că am cupon de reducere la ele. Aici avem șuncă de pui de două feluri pentru... Pentru mine. Pentru sandwich-ul? Pentru sandwich-ul. Așa. Aici avem... Unt. Unt pentru... Pentru prăjituri, pentru tort. Bravo, mami. Așa. Aici avem... Pâine pentru sandwich-uri. Pâine pentru sandwich-uri, bun. Aici am luat câteva baghete cu unt. Baghete cu unt și usturoi. Baghete cu unt și usturoi. Yummy, yummy. Yummy, in my... Yummy! Și aici am luat ceva. Mi este super poftă să mănânc. Ce-i asta? Este... Cum îi zice? Parizel. Am luat parizel, mi-este super poftă să mănânc. O să mănânc cu o chiflă dintre aceia cu susan și cu muștar. Eu v-am mai zis, părinții mei luau parizel când eram eu acasă copil și cred că foarte mulți dintre noi am mâncat, dai drumul. Foarte mulți dintre noi am mâncat parizel când eram copii. Hop, cade! Cade! Îl pune la altă parte aici. Așa, bun. Ce mai avem aici? Mai am rondele de orez. Da, rondele de orez. Două conserve de... Patel. Ton, mama. Ton. Conserve de ton. Conserve de ton. Asta am luat-o pentru sticla de la duș, să dăm sucurăț, așa, și să dau apa de pe ea, că e lată. Lată. Și am luat-o pentru sticla noastră de la duș. Bun, mai departe, ce avem aici? Mai ai unde să le pui? Rodie pentru mine. Cui place Rodia? Mie. Ție îți place Rodia. Aici am găsit niște biscuiți cu iaurt, fără zahăr. Pentru? Pentru mine. Sunt niște biscuiței fără zahăr. M-am gândit inițial să iau pentru mine și apoi am zis că și pentru Filip aș prefera să mănânci biscuiți fără zahăr, așa că am luat un pachetel. Să vedem cum sunt. Dacă-s bun, eu să mai luăm. A fost 2,50 pachetul. Avem o dintre asta de bulion, bulion, care a fost tot pe cupon. Deci am avut tot un cupon. Adică ce înseamnă? L-am luat gratis, acest bulion. Bun. Mai avem aici un pahte vegetal cu ciuperci de la Ardealul. Da. Să mâncăm cu roșii. Și ce mai am aici? Două batoane trebuie să fie, unul nu știu unde lui. Două batoane am așa, dar unul nu știu ce am făcut cu el. Nu știu pe unde l-am pus. Nu e aici. Da, aici. L-am găsit. Cu lapte și ciocolată. Da. Și am mai luat un mix dintre acesta de, pentru creșmit, pentru că folosesc la eclerii, sunt foarte buni. Dacă faceți crema aceasta de creșmit, dacă faceți această cremă de creșmit cu un pic de frișcă, faceți o cremă super bună pentru ecleri. Și cam atât. Cam astea au fost cumpărăturile. Mai am niște ceapă aici. Ceapă. Și un sac de nisip pentru pisici. Și cam, a... da. Cam atât. Filip... Gata. Mă duc să... Filip are acum suntem program... Gri. Suntem gri! Filip are acum program la desene, pentru că așa facem noi programul în așa fel încât să primească desene după ce vine de la grădiniță. La deloc înainte, deloc în mașină, deloc nicicum. După ce Filip mănâncă, mergem la somn. Da? Da. Și când ne trezim, ne mai auzim să vedem ce mai facem. Trebuie să sufli iarăși nasul, că aud la tine nas, că e plin de moci. Da. Da. Ba, ba. Iarăși o să mi se spună că dacă Filip o spus odată, eu de ce mai zic încă o dată? Cam astea sunt cumpărăturile, nu știu ce ați înțeles. Asta este pentru duș. M-am gândit că e lat așa și că merge să încurăț sticla. Și da, cam astea sunt cumpărăturile. Mâncare nesănătoasă pentru masa de prânz. De fapt, e prima mea masă. În afară de aceea ciocolată caldă nu am mâncat.
Mi-am făcut aici baghetă, e caldă, dintre aceea cu unt și usturoi, foarte bună. Iar aici mi-am tăiat parizel, pe care am să-l mănânc așa cu muștar. Vreau să vă spun un pic, cu toate că eu cred că am mai spus, când eram copil, mergeam cu mama, cu tata și cu sora mea să ne cumpere haine pentru școală. Și plecam cu autobuzul, bineînțeles, stăteam la autobuz. Până ce ne întorceam noi acasă, mi se făcea foame. Nu era Mac pe atunci, ne duceau mama cu tata la Mac, vă dați seama. Și țin minte că mama cu tata se băgau într-un, cum îi spune, magazin dintre acesta unde se vând mezeluri și cumpăreau o bucată de parizel pe care o cereau să o feliez acolo și luau o jumătate de franzelă și muștar și ne așezam la mesele cele care erau prin parc, mesele acelea cu scaune, cu bănci, pardon, și stăteam și mâncam. Și asta e amintirea mea în legătură cu acest parizel și mi-aducea mereu aminte de copilărie. E o chestie așa super... De asta astăzi am zis că vreau să mănânc parizel. E de pui, bineînțeles. Și este foarte, foarte bun. Și cu pâinea aceasta, care e și crocantă, dar și super moale la, în același timp. Astăzi n-am avut așa, nu știu ce poftă de mâncare, chiar am mâncat foarte puțin și în seara aceasta simt așa că mi-este ușor foame, dar parcă nu am poftă de nimic, sărat, nu știu. Am mâncat un baton dintre acela proteic, acum vreo 2 ore, așa că mi-era poftă de ceva dulce și acum mănânc acest orez cu lapte care e bogat în proteine și vreau să vă spun că e super bun dacă vreți să-l încercați de la Lidl, cel cu banane și ciocolată. Chiar e foarte bun. Chiar e foarte bun, nici nu se simte că e cu proteine sau ceva. E un orez normal cu... Se simte puțin gust de banane, dar nu foarte tare. Dar este bun asta pentru cei care sunt interesați, bineînțeles. Dar e bun, e de încercat.